Bine ați venit la o nouă pasiune de Excel. Conditional formatting ne permite să scoatem în evidență diferite celule în funcție de o condiție logică. De exemplu, având un tabel cu multe valori, cum este cel de față, vreau să scot în evidență caseile ce conțin valori peste 15.000, să le colorez automat cu verde, iar cele care sunt mai mici de 5.000 să apară cu roșu. Bineînțeles că aș putea să fac chestia asta manual, de exemplu, ochiometrica, așa, să mă uit după valori, de exemplu, unde este mai mare de 15.000? Ah, cred că asta, haideți să o fac cu albastru. Mai departe, unde este cu 15.000, de exemplu, asta, să zicem că o facem și pe aia cu albastru și așa mai departe. Vă dați seama că o astfel de metodă este inacceptabilă, avem foarte multe valori, le putem selecta pe toate. Mergem în ribbonul Home, în Conditional Formatting și aici există o serie de condiții logice pe care putem să le aplicăm direct asupra celulelor ce conțin date. De exemplu, pentru toate celulele care sunt mai mari sau egal,